pasajele citite sunt bine de lecturile de frumoase și bine de elemente neobișnuite, unele dintre ele chiar sunt naturale și recunosc că există oarecare greutate să te decizi asupra căreia să însă, uitându-mă mai cu atenție, încep o poveste, parcă nimic s-a părut mai frumos, mai neobișnuit, chiar sunt natural, putea spune, ca imaginea aceea următoare. Doi oameni, bătuți, până la sânge, răniți, pentru că vedetea voastră, iudeii aveau o regulă. Trebuia să aplice un număr fix de lovituri celui care viciuiau. Romanii n-aveau regulă aceasta. Romanii loveau până se săturau. Și Pavel și Drusila au primit bătaie din partea romanilor de data aceasta. Este prima prigoană din partea păgânilor, dacă pot spune așa, pe care o îndură apostolul. Doi oameni tăduți, cu răni pe spate, dezbrăcați, pentru că se spune că li s-au luat haine de reală, au fost mulți haine de ferii, închiși și proteniță, așa cum se spunea, instalubră, răcoroasă, întunecată, nici nu trebuie lăsat să, cumva, cumva să se îngrijească unul pe altul, să-și acopere rările, să-și ne mai... Așa cum face unul, cum de doare cătoa, imediat la felul acum s-a de medicamente. Oameni și el, măcar nu să lăsați în pace și spuneți, stai puțin că, pentru care e mare tratament, puneți picioarele în butuci, și spun cercetătorii ce dacă vadiu și restul trupului era imobilizat, pentru că nu doar picioarele se puneau de regulă în butuci, întregul corp cumva era țintuit și fixat ca să fie imobilizat, să nu poți face nimic. Veneau mușchile, se puneau pe tine și trebuia să îndur chinul. Nu puteai să le dai de pe tine jos. Așa mai departe. Vă dați seama ce însemna lucrul acesta? Și de ce spun că m-a impresionat și ți-a părut cea mai frumoasă imagine din tot ce am citit? Pentru că astfel, imaginea acestor doi oameni, la miezul nopții, i-a pus cântând și rugându-se. Parcă contrastează cu tot ce e acolo în jur. Contrastează cu toate circunstanțele pe care noi le știm că unul de obicei ne rugăm și cântăm. Aici e frumos, liniște, pace. Am cântat și noi, ne-am rugat și noi, Doamne, să ne mai ruga și așa mai departe. Dar uitați-vă în ce poziție și cum au cântat și s-au rugat oamenii aceștia. Și uitându-mă la acest episod, sigur, n-aș vrea să credeți că m-am vindecat ca să dau etic cu cuiva. N-am experimentat prigoana pentru numele Domnului și probabil că niciunul dintre noi n-a experimentat ceea ce a experimentat apostolii aici, în pasajul acesta, în Sfânt. Pentru că uitându-ne la exemplu lor, putem învăța și noi câteva lecții care să le aplicăm, sigur, în situațiile și circunstanțele prin care Domnul trebuie să ajungem fiecare dintre noi. Și un prim lucru care cred că putem să subliniem, uitându-ne la cei doi, în situația în care, repet, în miez de noapte se roagă și cântă, deși era o situație pe care am descris-o. Un prim lucru sau o prima lecție este aceasta. Relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie dată sau influențată din circunstanțele din care trecem. Relația cu Dumnezeu, nu-i așa, dă un comportament al fiecare în parte. Și acest comportament, dragă relație cu Dumnezeu, repet, uitându-ne la apostolul, învățăm că nu trebuie să fie influențată din circunstanțele din care trecem. Sigur că puteau să facă multe lucruri apostolii. Puteau să se odihnească, să zică, păi la ce zi vreau avut astăzi, hai să dormim. Puteau să se plângă, puteau să se vaite. Puteau să facă uz de dreptul lor atunci, în situația aceea. Păi puțin, v-am lăsat să ne bate, dar măcar lăsați-ne să ne tratăm cumva rănile. Nimic din toate acestea. Nu se apucă să-și strige de vinovăția, nu se apucă să comenteze, să critique, să vorbească urât împreună cu ceilalți deținuți. Ei se apucă să laude pe Dumnezeu și să se roage. Îmi plăcea ce spunea cineva și încerc să repet, să le dau cuvintele acestei fate. Dacă mediul sau circunstanțele schimbă comportamentul și atitudinile și trăirile, atunci relația ta cu Dumnezeu are o problemă. Repet, dacă mediul, circunstanțele, tot ceea ce este în jurul tău, îți schimbă cumva, influențează cumva trăirile tale, atitudinile tale, manifestările tale, înseamnă că relația ta cu Dumnezeu are o problemă. De ce? Pentru că, repet, această primă lecție care vreau să învățăm, relația noastră cu Dumnezeu și comportamentul care rezultă în această relație, nu trebuie să lăsăm să fie influențat de circunstanțele exterioare, indiferent care ar fi acestea. Și vedem că sunt unele extreme în cazul apostolului noastră. Noi, așa cum spuneam, slavă Domnului, nu trecem din cealaltă cât ei.
toate acestea de multe ori se vede așa, parcă o... Dar știți, este vorba aceea, camedeonul. Știți cum este camedeonul? În funcție de mediul în care se află, el îi schimbă culoarea. Este un mod natural de apărare al său. Ca să nu fie ușor preferat de către cei care lunează, el ia culoarea mediului înconjurător. Dacă este pe un copac verde, într-o dată pielea lui devine verde. Dacă este într-un frunziș, unde sunt frunze uscate maronii, și pielea lui capătă o tentă maronie. Din păcate, sunt și astăzi creștini din acestea camedeonici. În funcție de circunstanțe, de unde se găsesc, îl vezi că de dată se manifestă într-un fel, altă dată în alt fel, ei nu știu care e adevărata de față. Învățăm cu Dumnezeu la apostoli că relația cu Dumnezeu nu trebuie să se schimbe, indiferent care sunt aceste circunstanțe. Și îmi plăcea că se spunea la citata trecută, apostolii au înțeles că ei sunt mai întâi creștini și după aia cetățeni romani. Și am văzut, da, ei nu fac plus de dreptul roman, și lasă cumva la sfârșit treaba aceasta. Însă cred că este mai mult decât atât sau deopotrivă, dacă vreți. Îmi place că ei întâi se raportează la Dumnezeu și după aceea la circunstanțele sale. Ei în situația aceea nu stau să se plângă să se uite cât de răniți suntem, hai să ne uităm de, eu știu, să ne plângem de vină. Parcă îmi place că se subliniază, ei cântau cântări de laudă. Nu cântau cântări de jale, deși normal ar fi fost cântări de jale în situația aceea. Nu, ei cântă cântări de laudă din Dumnezeu, spune aici textul. Ce vreau să spun este că la multe gândit până la urmă, la spunea oasă aminte de ce spunea și fratele Nicolae Moldovean într-o cântare versat pe care o cântăm și noi, versurile următoare, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scâșnește, ci uită-te la cer. Cât este important ca în circunstanțele nefavorabile prin care uneori trecem și noi, este foarte important unde ne uităm. Spre ce ne-ați întind privirea? Dacă ne vom uita la circunstanțe, cu siguranță nu vom avea șanse prea mari să ieșim biruitor din ele. Dar dacă ne uităm la Dumnezeul suveran, acela care are putere și asupra circunstanțelor vremenice, cu siguranță vom putea acționa și noi ca apostoli, care nu s-au uitat la rând, nu s-au uitat la bunduci, la lanțuri, la închisoare, la temniță, ci s-au uitat la Dumnezeu. Și uitându-te la Dumnezeu, nu pot decât să auzi, nu? Ceea ce au făcut și ei. A doua lecție, care, deci prima lecție este aceasta, relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie influențată de circunstanțele prin care trece. Și Domnul să mă ajute pe mine și să ne ajute pe fiecare dintre noi să învățăm lecția aceasta. A doua lecție care am putea învăța din exemplu acesta atât de frumos al celor doi. Mărturia pe care o dăm sau o lăsăm în jurul nostru ca oameni credincioși nu trebuie să fie influențată de circunstanțele mai mult sau mai puțin favorabile în care ne găsim. Repet, mărturia de oameni credincioși pe care o lăsăm în jurul nostru, pe care o privește în care ne înconjoară, nu trebuie să fie influențată de situațiile mai mult sau mai puțin favorabile nouă. Uitați-vă dumneavoastră ce îmi place că aici spune de la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu și atenție, iar cei închiși îi ascultau ce priveliște. Imaginați-vă ce-a fi fost în mintea și în inima acelor întâlnițați. Probabil oameni nouă erau făcători. Fie că erau polți, fie că erau criminali, fie că erau și ce alte pedepse existau în vremea aceea. Și dintr-o dată, niciunul nu mai face călăgie, niciunul nu zice liniște că vreau să dorm, e miezul nopții, gata. Programul de ziua de azi s-a terminat. Nu. Toți stăteau și ascultau. Cât de mișcați trebuie să fost în inimă. Și înțelegem lucrul acesta că mărturia a fost atât de puternică, pentru că toți au fost convinși că acel cutremur n-a fost ceva o coincidență. Pentru că oameni și ei, așa cum și noi, nu? Am auzit de multe cutremure care au dărâmat clădiri întregi, dar n-am auzit de cutremure care să zgudie o clădire, clădirea să rămână în picioare și doar ușile să se deschidă. Și nu ușile în sine, încuietorile ușilor. Și mai mult decât atât, n-am auzit de cutremure care să dezlege lanțurile și cătușele unor întâlnițați. Sunt convins că acei oameni, martori la acea mărturie deosebită pe care apostolii au dat-o, au zis, nu trebuie să... Cutremurul acesta nu este altceva decât cu răspunsul, dacă vreți, soluția Dumnezeului acestui oameni la rugăciunile și întâlnirile lor. Ce puternic a fost mărturia. De ce sunt lucrul acesta? Uneori avem impresia că datorită unor circunstanțe mai puțin favorabile nouă, noi putem avea scuză pentru toată noastră mărturie, pentru mărturia văzută pe care o lăsăm. Și desigur că avem dintre noi scuze de genul acesta, frate, suntem și noi oameni. Frate, dar m-am provocat atât de tare, dar trebuie să-i spun. N-am putut să mă mai țin. Frate, știi, eram într-o zi mai slabă, într-o pasă mai
spunem noi. Nu există așa ceva. Pentru ca oameni credincioși, mărturia noastră trebuie să fie aceeași, indiferent de circunstanțe. Vă aș putea spune, mai cu seamă circunstanțele nefavorabile, pentru că ne uităm la Apostolul Pavel și la Sila și mărturia lor a strălucit chiar și în cele mai grele condiții. De ce? Pentru că erau o relație puternică cu Dumnezeu. Și mă gândeam tot legat de mărturia care a dat-o. Gândiți-vă ce a semnat pentru întărnițați și pentru temnicieri când are o tremur, toți sunt eliberați și ar fi putut lua-o tot la fugă, să folosească acel moment. Vine temnicierul și spune, gata, mă omor. Pentru că, conform legii romane, el răspundea cu viața de toți întărnițații. Și dintr-o dată, din întunericul temniței, se aude vocea lui Pavel. Stai, nu te omor, nu-ți face niciun rău. Ce mărturie! Pavel, în loc să folosească momentul acela pentru eliberarea sa, pentru a evada, pentru a fugi, sau cumva să zică, nu dumneata, răviți fiind, ne-ai băgat pe care ne îmbutuci, asta e că poate că e bine să mai vedem cum curge sângele și din dumneata, nu doar din rănile noastre. Sau, eu știu, cumva să-i foarte mică, nici vorbă de așa ceva. Și poate și cu sina o să se uită la circunstanțele în care se găseau ei, imediat s-a gândit la soarta veșnică a tânicelului. Și o să le trese de situația lor vremelnică, le pasă mai mult de situația tenicerului veșnică. Pentru că dacă tenicerul s-ar fi omorât, merg în iada și le-a ajuns. Ce frumoasă mărturie! Ce frumoasă mărturie! Și mă gândeam, de multe ori, noi suntem tentați să răspundem cu aceeași monedă. Ne face cineva rău? Dacă am putea să-i facem și noi măcar pe încă de atât. Dacă se poate mai mult rău, e mai bine pentru liniștea noastră. Dar măcar cât ne-a făcut și ea să-i facem și noi. Poate le zice, e cu frate, când e creștin, da, din păcate și când e creștin. Există acest, să-i întoarcem și noi cu acele monedă. Uitați-vă la mărturia Apostolului Pavel și a lui Sila. Și în sfârșit, pentru că timpul a trecut, repet, o primă lecție, relația cu Dumnezeu trebuie să fie influențată de circunstanțele prin care trecem mărturia noastră și pe care o lăsăm în jurul nostru, trebuie să fie influențată și au dată de circunstanțe. Însă mai este o a treia lecție, la care mă opresc eu pot fi mult mai mult. Călăuzirea personală sau călăuzirea Duhului nu trebuie să fie dată de circunstanțe și împrejurile în care ne aflăm. Ce vreau să spun cu asta? Ne-am amintit noi duminicile trecute că însăși prezența în primit al lui Pavel, al lui Sila și întregii echipe, dar tot e chestiune întâmplătoare. Ei nu stau afară acolo pentru că, eu știu, s-au uitat pe hartă și a zis, Pavel, hai să vedem unde mai găsim Evanghelia azi, mâine, voi mine. Și a zis, gata, trecem în Filip. Nu. Și a fost o călăuzire concretă, un glas pe care, o voce a lui Dumnezeu pe care Pavel și însăptitorii săi au înțeles-o foarte bine. Au înțeles că li s-a închis ușa ca să mai meargă în Bitinia, să dătească Evanghelia, și au înțeles foarte clar ușa care li s-a deschis în Filip. Și au avut o convingere profundă, fiecare dintre ei, că prezența lor în Filip nu ține de o, eu știu, Lisabona lor este interesant să vină cu Evanghelia în Europa. Nu, ci au fost sub directa călăuzire a Duhului. Și s-a subliniat lucrul acesta duminicile trecute. Însă, vedeți dumneavoastră, este ușor să înțelegi călăuzirea lui Dumnezeu. Că vezi, când te uiți la primele zile din lucrarea din Filip, ajung în Filip, promovezi Evanghelia și vezi că oamenii se pocăiesc. Este cazul Lidiei și este cazul și altor oameni, pentru că dacă ne uităm în versetul 40, spune ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Deci erau mai mulți frați. Deja apăruse un grup de credincioși, probabil cei din casa Lidiei, probabil alții împreună, probabil deja un grup de frați. Și poate ai zice, e ușor să înțelegi călăuzirea Duhului și să înțelegi că acolo i-a chemat Dumnezeu să fie în Filip, unde toate lucrurile merg bine, fără nicio piedică. Sigur, mai erau de câteva zile apăruse o mică necăjeală, cum zicem noi. Apare o tânără roabă care tot le strigă lumea lor, cine sunt ei. Dar ce noi, ce mare lucru. E nesemnificativ. Însă lucrurile noastre, că tot călăuzirea Duhului și tot va înțelege că Dumnezeu te cheamă să fie lucrul acela, înseamnă și atunci cum apare de Ioana și când ajungi în temniță. De ce spun lucrul acesta? Uneori, și din păcate, foarte de mult s-a răspândit curentul acesta în zilele noastre, se merge pe previzia că este voia lui Dumnezeu să faci un lucru, sau ești sub călăuzirea lui Dumnezeu să faci o lucrare sau alta, dacă toate lucrurile merg bine. Și dacă merg nicio piedică, înseamnă că Dumnezeu cu asta vrea să faci. Și mulți se lasă pe pantul aceasta. Dom'le, n-am avut nicio piedică, înseamnă că tot de la Domnul. Imediat cum în calea lor, în calea lucrărilor, apare o piedică sau un obstacol, el vede să nu mai vrea totul să fiu aici. Și părăsește sau abandonează lucrarea aceea.
atenție. Apostolii au înțeles că a fi în voia lui Dumnezeu, sau dacă vreți, a fi sub călăuzirea lui Dumnezeu, nu înseamnă că neapărat toate lucrurile vor merge bine și nu vei avea nicio problemă. Nu. Și este acea convingere care ai auzit atunci când Dumnezeu te-a chemat. Vino în Filip să privești și ești de plin conștient pe indiferente circunstanțe de care te găsi în Filip, și lucruri bune, dar și lucruri mai puțin bune, că ești tot sub călăuzirea Duhului Sfânt. Înțelegeți diferența? Nu faptul că ați merge bine toate lucrurile, aceasta certifică cumva că ești sub călăuzirea directă a Duhului, ci, repet, acea discernere a noastră de Duhul Sfânt, acea maturitate spirituală să înțelegi că, indiferent de circunstanțele acestea, mai bune sau mai puțin bune, important este să auzi șoapta Duhului. Ce spune Duhul? E bine aici? Sau trebuie să ia cu partea cealaltă? Și vedem lucrul acesta în exemplul celor doi. Și mă gândeam, sigur că a cânta cântări și a te ruga în miezul de noapte este un lucru extraordinar. Și miezul de noapte poate fi, eu știu, pentru fiecare dintre noi, încercarea cea mai bună, în cazul cel mai mare, problema cea mai deosebită cu care ne confruntăm. Dar nu uitați un lucru. Mijlocul sau miezul nopții, indiferent cât de întunecat de noaptea, să poți să-i cânti în Dumnezeu, să poți să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Asta cere, dacă vreți, sau necesită, sau reclamă cel puțin aceste trei aspecte. O relație bună cu Dumnezeu, o mărturie bună în jurul nostru și o convingere de plină a faptului că e sub călăuzirea Duhului Sfânt. Fără aceste elemente, nu o să poți. Nu o să poți. În miez de noapte, să deschizi gura să lauzi pe Dumnezeu. Probabil că îți vei deschide gura, chiar ca să te plângi, ca să te plângi, ca să ești tu multe alte lucruri pe care le facem fiecare dintre noi. Și în ultimul rând, după care vreau să închei, mă gândeam că prigoana și temnița pe care le-au îndurat Apostolul Pavel și cu avocatul său Sila, a fost șansa temnicerului și a celor întâlnițați de a auzi Evanghelia. Cu siguranță, Pavel a avut pe inimă să evanghelizeze cât mai mulți, nu? Din orașul acesta Filip. Dar mă gândeam să fi gândit el odată că ar trebui să audă Evanghelia și oamenii aceia la care probabil nimeni nu s-ar fi gândit. Poate nici mai de rest aduce cetății. Cel puțin, așa cum știu că se întâmplă în ziua de astăzi evanghelizările, toată lumea închiriază o soară de asta, cum ar spune, se fac invitații, se dau, dar nimeni nu prea, sau există așa dorință să ajungă la ultimii oameni la care nu se gândesc nimeni. Ca și să audă Evanghelia. Mai mult decât atât, liceul acesta poate că neapura meserie, ce mi-am gândit și înțelege și din textul acesta, poate în fața lui era parte din clădirile temniței și cel mai probabil șansa de să audă Evanghelia atunci când Pavel vestea în oraș, în piața orașului, erau destul de mică. Toate acestea Dumnezeu se gândește și la oamenii aceștia. Și își trimite și slujitorii, sigur, pe dintre un drum neplăcut, din circunstanțe nepotrivite. Dar își trimite slujitorii în locul acela, cumva, ca să poată să salva suflet și din mediul acela. Și mă gândeam, dacă vreți, asta este ca o patra lecție. Haideți să ne gândim și la sufletele pe care, sau la care, pe atunci se gândesc. Sigur, o să avem și noi și probabil că fratele o să anunțe evanghelizare de dimineața viitoare și sigur că de dumneavoastră ne gândim la cei dragi din familie și e normal, e potrivit lucrul acesta. Ne gândim după aceea la prieteni, la cunoscuți și e normal și... Dar ne gândim oare și la cei oameni la care e greu atunci? Ne gândim oare și la oameni la care nimeni nu este gata să se gândească din prima, nu știu cât din Filip, le păsa de soarta antenițaților, nu știu cât de Filip îl avea la inimă pe termicier, pentru că natura meseriei cerea să fii dur, cerea să fii fără inimă. Nu puteai să fii termicier și să fii un om milos. De aceea, probabil, atunci când a pus picioarele în gânduri la apostol, aici spune că i s-a dat ca unul care primise o astfel de poruncă. Deci era o poruncă să-i lege pe apostol, dar cred că a dat și un excel de zel în ceea ce a făcut. Pentru că natura meseriei te făcea să n-ai inimă. Și nimeni nu-ți păsa dacă un om este rănit sau nu este rănit. Legal. De ce? Pentru că altfel nu puteai rezista acolo. Este dacă vreți ca doctorul astăzi, un chirurg bun, nu poate să fie un om care este extrem de miros, care atunci când vede sânge să-i se facă rău. N-ar putea să opereze, n-ar putea să depărteze rata sau, nu știu, dacă e nevoie să amputeze, nu știu, un membru ca să se vede viața. Și repet, în astfel de om,
poate le-a găsit Evanghelia și omul acesta a fost mântuit. Și dacă aveți o întrebare pentru mine, pentru care te duc fiecare dintre noi, ne gândim și la astfel de oameni, dincolo de cei dragi, dincolo de prieteni, dincolo de vecini, de colegi și așa mai departe. Dar la cei la care nu se gândesc nimeni, la cei care au ceva, parcă nu merită. Nu uitați că nimeni n-a meritat. Și de fapt, harul este pentru oameni care nu merită.